Nadia, vezi că pe Mariana o protejează în fiecare gară din cauza faptului că ea simți buzele. Înțelegi? Da. Înțelegi? Și drept răsplată o protejează în fiecare gală. Păi nu te-am deranjat că vrea să pice el cum ar fi, da. Te-am votat că mai mi-ai rănit orgoliu. Băi, dar chestiile astea de ce nu mi le ziceai? De ce mi le aduci din trecut și mi-aduci o grămadă de chestii la care nu a răspuns pentru fiecare? Pentru că îți spunea Alexandra ceva și eu ți-am dat încă un argument că tu exact așa faci vrăjeală și cu mine și cu Adriana și cu toate fetele astea, spune Alexandra acum 2 secunde. Și am adăugat încă o chestie la vrăjeala ta. Nu fac nicio vrăjeală. S-a văzut. Sunt lucrurile pe care voi le faceți. Lasă-mă, femeie. În afară de Adriana, dă-mi alt exemplu. Și asta. Că vrei să apar pe ecranul ăla, că vrei să apar pe ecranul ăla, fie că zic de bine sau rău. Potolește-te. Lasă-mă. Alexandra. Cu ce? Lasă-mă. Nu mai mă dai exemplu pe mine. Dă-l pe Alexandra, vorbește cu Alexandru, că nu mai poate. O să te dau de câte ori vreau eu exemplu pe tine, pentru că ai fost... Vreau eu. De mine. O să fiu atent la tine de câte ori vreau. Mă doare fix în nimic că ești tu atent. Și pe mine mă doare fix în nici măcar nimic. Așa că... Tundo de aici. Nu te juca care pe care, Radu, că știi destul de bine că n-ai șanse. Tundo de aici. Nu cine fă care pe care, că nu știi destul de bine că n-ai șanse. Cu ce mă care pe care? Eu atâta ți-am zis, nu fă care pe care că n-ai șanse. N-ai cum cu mine. Băi, n-am nimic de câștigat, tu asta nu înțelegi. Eu n-am nimic de câștigat pe treaba asta. Păi încerci să faci care pe care. Și nu e ok, crede. Ok, și dacă aș face care pe care, ce câștig, mă, femeie, de fac care pe care? Ce? Ce aș putea să câștig? Atenție. Asta caut. Dacă câștig atenție, înseamnă că atenție. Hai, dacă asta cauți. Dacă asta cauți. Ține de foame. Ce? Ține de foame, atenția. Atâta timp cât ești acolo, tu te saturi. Nu. Ba da. Nu, eu vreau tot. Ba da. Eu vreau tot. A? Ești tu te-ai... Ce vrei? Ce n-ai mai apărut sau ce? Ce vrei, mă? Tot. Tot? Despre asta vorbeam. Și eu, Alex. În momentul de față, despre exemplu, te dau un exemplu. Dacă tu astăzi nu apăreai absolut deloc pe acel cadru, tu erai supărat. Mă jur, chiar n-am vrut să apar. Tu erai supărat. Am intrat nervos. Păi dacă el nu prea ai vorbit, de asta ai intrat. Nu, mă jur, dacă vrei, ne dăm azi eu și spun de ce. Tot treaba aia veche cu... Și tu ce ești, mă, bătoasă? Tot de la treaba aia. Adevărat. Păi, erai în pauză cu mine? Bine, Radu, eu atâta ți-am zis, să nu jucăm care pe care, că știi că n-ai șanse, ok? N-ai înțeles? Dacă te fac. Ha? Dacă te fac. N-ai cum. Auzi, dar tu cum ai putut să ne chemi pe toate în camera roșie? Ba, nu pe mine. Te-am chemat doar ca să te cunosc, pentru că n-am vorbit de el cu tine. Ce părere ți-ai făcut de aia după ce? Da, gen, pe toate. Pe mine nu m-ai chemat. Păi nu m-ai chemat, că m-am protejat două galele la rând ce vorbiți. N-ai mai fost așa cum ai fost la început. Dar cum am fost la început? Mai deschisă, mai ne juca, mai ne dansa. Mai ne... Mai... Păi azi m-am jucat cu... Păi așa zic. Ia ori de cap și pupo, că stă într-o poziție, ok. N-are mă cura să faci așa. Nu vreau să... E bărbat adevărat ăsta, are curaj. Niciodată să nu faci. Ăsta e fetiță. Uite, ești lângă ea, doar te apleci o pupi. Uite că ea stă nici măcar nu se pupi. Ăsta e fetiță, mă, n-are curaj, mă. Ai mă curaj. Păi simte, uite că nu se mută Maria. Întreabă dacă simte și dacă simte. Încredere, pentru că eu nu aș reacționa așa, Victor, doar dacă vreau eu. Da, treaba mă în prima dată, înainte să lași concluzii. Am bărbat adevărat. Na. Nu trebuie ne vrea, fraiere! Trebuie să pupi o femeie cu forță. Dar n-am nici ce să vină cum face Radu, nu are cum să facă nicio. Oricum, Victor, tu vrei familie, nu? Și Mariana n-a fi una plăcerea asta din partea ambelor persoane. Adevărat, trebuie să există o conexiune și trebuie să ne uităm în ochi și să simțim la noi. Uitați-vă în ochi! Ia uite-te să vezi dacă simte. Nu vreau să mă uită. Uite-te, mă! Să-ți să duc ochii la spate când da? Faci asta. Da? De ce nu stai auzi când zâmbești? Ia, păi! Dar ți-ai pus șapca aia că tu la fel când zâmbești, te duc ochii. Doamne! Nu m-am pus șapca asta că nu ai făcut chef. Ce ai mă de râs? N-are părți de aia își pune. Na, râde de tine! Mă, n-ai freză, mă, frate, de asta îți pui șapca. N-a freză. Nu-mi îți aranjezi părul și zici că eu nu s-a aranjat. Ia codrus, spate șapca. Scuză-mă 2 secunde, Victor. Du-te linși de aici și mă spun dur și vin înapoi așa. Hai. Nu există așa ceva. Mă, tu ești ok? Victor. Ce ochi frumoși ai. Ce place de aspectul meu. Tu te spun zrănete. Da, ești gelos cu tine, probabil. Victor, uite-te la Mariana. Măcar la mie se uită pe soare pentru că arăt pe cealaltă care îți vine. Să uită la tine, mă, palmierule. Cine n-ai pe să uită la tine, bă, că n-ai nimica. Bă, zici că e Shaggy din Scooby-Doo. Cine, Doamne, iartă-mă să uită la tine. Victor, dacă vrei să mai pun un coș de gunoi, să iau roșu, vrei? Poți să-mi pui câte vrei tu, dacă îți face plăcere. Victor, mai fără să iau unul, să pleci acasă. Mai fără să iau unul. N-ai cum să fie așa. Nu o să-l atac. Enervează-l. O să aibă el conflicte aici. Dar enervează-l, trimite-l tu acasă. O să provoc la un moment dat, dar nu așa. Azi că te trimite-l la plăsă. O să provoc la un moment dat. Ce ai, mă, dalmațianul? Ce ai, mă? Victor.
Corcoduș. Ce provoști tu, mă? Corcoduș. Victor, că a zis că se taie creanga, mă. O să-l provoc eu la un moment. Vezi că scade creanga. Ce să provoști, mă? Victor, dar știi că a zis că pleci tu înaintea lui? Păi pleacă el înaintea ta, enervează-l. Dar n-am venit să plecăm cu el la final. Se pare că ai devenit puternic, de fiecare dată fetele te-au scos în față, dar n-ai plecat acasă, uite, de câte ori. Da, mi se pare că am ieșit în evidență. Ce mișto face Mariana de el. Păi așa. Dar despre Radu, ce părere ai? Despre Codruț am înțeles, dar despre Radu, a? Radu seamănă cu Codruț. Adică sunt amândoi la fel? Nu sunt la fel, adică în sensul ăla sunt la fel, pentru că se bagă amândoi în aceeași discuție. Ce să fie? Exact cum e Codruț, adică clov nu e emisiune. Clov? Da. Adică puțin te deranjează ceea ce face el, că să... Nu pe mine, nu mă deranjează că el să mai mutărește. Mă deranjează, poate deranjează pe telespectator, nu pe mine. Mă, adică nu mă deranjează. Tu nu poți să le iei în serios sau să te păi Mariana, hai să lungești și aberațiile. Radule! Da. Ce faci? Ia-o, Maria. Ia, foarte bine, mă distrez. Uite, te bârfeam. L-am întrebat ce părere am crezut că vorbiți de... Maria și Marinescu. De nu, de tine. De ce de Maria și Marinescu? De, despre la tine vorbeam. Îmi întrebine și Codruț. Păi și ce e rău în chestia asta? Ce? Ce chestie? Ce e rău? Că ești, că te mai mutărești asta azi. Da, așa, părerea despre... Întreabă! Da, Victor! Victor, n-ai zis că așa mai mutărește, Radu? Că e clov, nu e emisiunii, asta a zis. Că ce? Clov, nu e emisiunii. Te pierzi și Codruț. Răducule! E părerea lui. Păi clov! Vă potrivit bine, mă! Vă potriviți bine, vin bine. Ăla-i corcoduș. Stai acolo că stai bine și nu lua parte la așa ceva, că de-aia m-am dus și eu în spate. Hai, nu lua parte la așa ceva. Ai mers în spate că tu fost frică aici lângă mie, bă. Uite, se pare că o să iau parte la ceva indus de Mariana, pe bune. Dă jos ceapica, bă, să vedem freza de mai mult. Băi, le-au ieșit pe gura lui, omule, nu înțelegi. Eu l-am întrebat. Nu contează la tine, dacă omul, în momentul în care o persoană își formează o părere, nu are cum să vină să o spună că este împins de la spate de cineva. Ba da. A spus-o pentru că asta este părerea lui despre tine. Radule, toată lumea vede cu aceeași ochi aici. Nu i-am zis eu, eu toată doar l-am vede întrebat. Cu aceeași ochi. Ce ai, că nu i-am zis eu să zic asta, eu l-am întrebat, poate uite, vezi? Și el. Cum să iau cu maimuțul ăsta în serios, mă, că am încercat odată. Pe unde, mă, că el a zis că tu ești maimuțul, cum facem? Ești clov. Maimuțul ești tu. Aoleu. Da? Aoleu, ce să cred. Și vezi că a spus că nu e ce normal. Ce-i cu răjala asta, bă? Tu te bă și lasă, bă, ce-i cu răjala asta, bă, Radule, bă. Bă, Radule, nu-i face în față nicio nici tu, mă. Dar el crește de la cred că o să ne facă el spate. De oglinda. O să ne facă el spate. Dar nu-i nascu pe voi. O să ne facă spate. Dacă el când iese de la baie, iese cu spatele, să nu-l confunde oglinda. Nu, Victor. Ce mai de aici, măi? Răducule. Da. Materiale aici. Bine, mă, dă-mă, dacă tu crezi că poți să-i faci față lui Victor, ia-te cu el. Na, eu, bă, eu ți-am zis să nu faci treaba asta pentru că consider că nu poți să-i faci față, că e prea puternic. Păi este, eu ce spun, tocmai de-aia nu vreau să mă iau, bă, cu grei, mă iau cu, auzi, mă iau cu categoria mai ușoară, cu Alexandra. Că nu ține cu mine. Adică și el știe. Bă, Victor, nu-ți mai da, bă, cu părerea dacă vezi că nu se ia de tine, că n-are rost, de ce stai aiurea din? Păi cum să nu-mi dau cu părerea dacă păi așa da, nu s-a luat de tine, nu te mai lua, n-are rost. Păi dar nu trebuie să se iei o persoană de tine dacă... Nu, dar nu vezi că zice, nu-ți răspunde, dacă nu-ți răspunde întotdeauna, că n-are rost, de ce te-l cu părerea? Ce te mai deranjează? Cu ce te-a mai supărat? Când Victor nu le-a făcut nimic, când a intrat în casă și s-a luat de el... Pentru, dacă la adresa mea s-a dat cu părerea la început, pot, am și eu dreptul. Păi da, dar când îți dă cu părerea, vezi și tu atunci, nu așa vezi că ți-a zis de el. Ai tot dreptul, Victorie, dă-ți cu părerea, nu mă deranjează. Tot dreptul, de asta am și zis. Deci, am fost întrebat, dar răspuns, părerea, Victor, că asta caută să pice de victimă, Radu. Nu, e, vezi că te pui să Ronaldo, dar lasă-l să-și pună punctul de vedere. Da, mă, te pui să, să-l pui să te să se ia de el pe aceea. Nu l-am pus, a fost da, o întrebare și păi, dar pui aiurea. Poți să-mi iau de cine vreau, eu nu trebuie să-mi zică. Da, mă, frate, da, îl vezi că tace, nu te mai lua aiurea, că dacă tace, nu vrea cu da, tace, tace, la ce comportament are, ce să tac aici, nu ai ce să tac. El trebuie să iasă. Nu vrea să-l pun pe cadru cum îi place lui. Atunci. Îl auzi sau nu îl auzi? Bă, frate, la, dacă nu vrea, nu te lua cu, nu te lua cu el. Cine, bă? Lasă-mă. Cine vrea, lasă-mă că vorbești. Nu trebuie să-mi zici de ce. Nu te enerva. Victor! Lasă-mă că vorbești cu el altă dată. Mâine, când e mai pregătit, Radu, că nu e pregătit acum. Astăzi chiar când pregătit, n-are nimic ca să-mi comenteze. N-am ce să fac cu el. Seara! Măi, ce faceți? Bine? Bine? S-am încărdați? Cum?
Încordați, încordați. Nu? Cel puțin Codruț și Răducu erau... Nu, dar pentru voi. Încordați, nevoie mare în pauză. Nu, domnul și Arsina, tocmai îi demonstram că arăt bine ca el. Da, niciodată nu se întâmplă chestia. Am văzut că ai demonstrat și lui Victor anumite lucruri. Care dintre noi? Tu! Da, domnul și Arsina, am demonstrat că nu pot să-i fac față lui Victor într-un duel. Victor, poate să vă facă față am voi. Am îmbătrânit, domnul și Arsina. Ai îmbătrânit? Ai obosit, nu ai îmbătrânit. Am obosit. A obosit? Normal că obosit, domnișoara Cristina, pentru că a trecut un timp destul de mult. Domnișoara Cristina, aici, da. Din greșeală am văzut o poză cu mașina lui și am văzut un semn pe parbrizul din spate. Cu albastru. Cu albastru. Vezi că sunt o groană de firme pe numele meu, ca să știi. Puteamă, dar n-a vrut. Ia uite. I-am văzut și buletinul cu o dungă roșie, domnișoara. Ia potolește-te. Ați revenit la vechea prietenie, de la intrarea lui în casă? Păi el, domnișoara Cristina, m-am dus în casă, fetele frumos, m-am pus, am vorbit cu fetele. Și l-au tradus un pic pe Victor, îi spuneau ceva nu la ureche, direct. Codruț așa. Mi-am exprimat părerea cum eu exprim tot timpul. Cine ți-a cerut-o? Auzi, e Codruț? Da. Dar ce au fetele cu tine de-l montează pe Victor? Domnule, Cristina, Victor nu realizează, dar fetele râdeau de el. Nu e adevărat. Râdeau cu el, râdeau cum a mai râs tot timpul. Dar el nu e adevărat. El a început primul. Domnule, Cristina, fetele, Victor au văzut. Eu am început să-l fac urât și fetele. Eu am început să te fac urât și de acolo a început totul. Ok, eu sunt urât, ești frumos, vorbim pe rând. Ești urât, nu ești frumos. Domnule, Cristina, într-adevăr, fetele au văzut în Victor un personaj amuzant și l-au luat drept o glumă. Și prin chestia asta au început să râdă de el. Da. Râdeau împreună cu el, de el. Nu de mine. Fetelor, dacă ați văzut în Victor un personaj amuzant, de ce îl votați spre eliminare? Asta am zis și eu, domnișoara Cristina. Asta am zis și eu. Am văzut că, domnișoara Cristina, chestia asta l-a întărit foarte mult pe Victor. Și acum își exprimă mai mult punctul de vedere. Dar voi știți ce vorbea Victor cu băieții? Spunea așa. Mie nu mi-e frică că pe mine mă salvează gală de gală Marinescu și câtă vreme este Marinescu am aici, eu sunt salvat. Am zis că dacă este un băiat, atunci o să fiu automat salvat. Nu neapărat Marinescu, că poate să iei oricine. Pe Florin? Poate să iei oricine, nu neapărat Marinescu. De Florin, era vorba de Marinescu sau nu? Eu așa am auzit. Nu... Da, așa ți-am zis că dacă este Marinescu, gen unul de la băieți, e ceva logic să fie automat protejat. Domnișoara Cristina, adevărul este că Victor a fost, nu știu, după fiecare gală în care a fost în față, el mi-a mulțumit după terminarea galei și mi-a spus, Marinescu, îți mulțumesc pentru că ai avut posibilitatea și oportunitatea să mă protejezi. Foarte frumos. Corect? Dar ce părere ai tu despre felul în care se contrează el cu Codruț? Care-i treaba? Domnișoara Cristina, nu știu, am crezut că ceea ce a fost între cei doi a stagnat, dar observ că oarecum de astăzi a renăscut. Au renăscut discuțiile, caterincile și lucrurile care se întâmplau înainte. Păi da, însă, sincer să vă spun, înainte persoana care dădea tonul era Codruț, la momentul actual nu știu care este persoana, rămâne de văzut. Victor. Nu știu cine pe cine caută, despre asta e vorba acum. Uh-huh. Domnișoara Cristina, nu l-am căutat niciodată pe Codruț sau să zic sau să-l jignesc, deoarece el a venit acolo și s-a băgat în anumite subiecte. Eu automat mi-am spus părerea despre el și l-am făcut așa cum este. Dar stai un pic, Victor, cine te-a întrebat în casă la fete ce părere ai despre Codruț? Fetele m-au întrebat, eu am zis de la început. Încă mai ai acea părere despre el? Cea pe care a avut-o când a intrat în casă. Da, am zis de la început, domnișoara Cristina. Pe ce? Părerea mea despre el. Domnișoara Cristina, mă amintesc că după acele tumultoase discuții pe care le-au avut cei doi, Victor a spus aici că da, asta a fost părerea mea la început, părerea telespectatorului. Am venit aici, mi-am susținut aceeași părere, dar apoi m-am schimbat. Și mie mi-a dat de înțeles că și-a schimbat părerea. Acum nu înțeleg de ce revine. Eu nu mi-am schimbat părerea, n-am afirmat niciodată că îmi schimb părerea față de el. Adică că mi-am schimbat părerea față de el, n-am afirmat niciodată lucrul ăsta. Ai spus că, băi, acum am văzut altfel lucrurile. Am spus că în timp este posibil să-mi schimb părerea față de el, dar n-am afirmat lucrul. Cu oamenii ți-au zis aici că da, tu ai văzut de acasă, dar în momentul în care vii aici, da, și ești face to face cu aceste persoane, îți schimbi percepția total. Și tu ai spus că da. Mi-am schimbat-o. Am spus că în timp este posibil să-mi schimb percepția față de el.
A, ok. Atât. Da, astăzi am auzit un schimb dur de replici între Răducu și Nadia. Și n-am să te întreb pe tine, Nadia, am să întreb pe Alexandra ce părere are, pentru că e cea mai bună prietena ta de aici din competiție. Ți se pare că exagerează, Radu? Foarte mult. Exagerează foarte mult și caută... Am și explicat, doamna Cristina, am și explicat lui, vă explic și dumneavoastră. Radu nu o mai vede ca o țintă pe Adelina din cauza faptului că știe că în curând va pleca pentru că are iubit acasă și acum își caută ținte noi. De când s-a reîntors în casă, a venit și a spus anumite aberații la adresa mea, cum că eu le-aș fi învățat pe fete ce să facă aici sau să vorbească mult în emisiune și chestii de genul. Am lăsat-o atunci așa cum a căzut, dar având în vedere că am văzut că el tot continuă cu aceleași chestii, îmi interesește ideea. Râdeam cu ea și ea îmi râdea la glumă, că a văzut că e o simplă glumă faptul că i-am spus, vezi că ți-a fața Aurora. Nu s-a atacat nicio secundă. A venit acum și a scos în evidență treaba asta, pentru că am întrebat tot ce s-a întâmplat, de era supărată pe Codruț și că nu a spus nimeni și am văzut o distanță dintre ei doi. Vezi că minți! Când era Nadia aici în casă, i-ai spus Alexandre că eu de acum încolo nu mai menajez. Tu i-ai spus Nadia să vină să-mi spună mie. Dar ți-am spus și ție. Mie? Nu te mai menajez. Nu, după, înainte de asta, până să-mi pui mie pe cadru, le-ai spus o fetă. Vezi că ți-am spus foarte clar. Așa că nu vorbim prostii. Păi da, eram și eu la masă când ai spus, am venit noi, eu, Amira și Nadia la tine și te-am întrebat de ce ești supărat și tu ai spus în felul următor, fiindcă ea nu te-a menajat ieri. Și a vorbit la adresa ta ceea ce a vorbit. Dar nu e când îi spun, vezi că sunt cu ochii pe tine. Și data trecută când a fost cearta cu Ronaldo și a ținut cu el sau de acum încolo nu mai gini niciun ochi și sunt cu ochii pe tine. Ce ai simțit atât de atacat? Tot ce fac e pentru televizor. Același lucru am spus și eu de cearta de distanța asta între tine și Codruț, că e făcută de tine. Dar tu habar nu ai despre ce e vorba și vii și îți dai cu părerea prost. Pentru că așa faci tu, cauți atenție, dându-ți cu părerea prost. A, nu mai vorbesc acum. Dacă nu știi despre ce e vorba, Închide gura. Ce te oprește să-ți dai drumul la gură? Că suntem și noi curioși. Poftim? Tu ai spus, dacă îmi dau drumul la gură, Radule... Păi doamna Cristina, dacă el nu venea să mă amenințe ca și cum are în vizor și tot și o să-mi scoată greșelile în evidență, de nu că nu o fac ceilalți. N-am dar vrea spus să facă că ceva și în vizor, o să vii și o să vorbesc cu anumite lucruri care nu să-l pună într-o lumină foarte bună. Hai să le auzim cum au fost, da? Am spus că o să fiu cu ochii pe tine, nu că am ceva în vizor. E o diferență mare. E aceeași chestie. N-am spus că știu ceva de tine și că o să spun. N-am spus chestia asta. Am zis eu lucrurile astea? Am spus că o să fiu cu ochii pe tine. Am zis eu lucrurile astea că știi ceva despre mine, dar tu n-ai ce să știi despre mine în primul rând. În al doilea rând, tu ai spus că ești cu ochii pe mine, adică gen că în momentul în care vezi că o să fac vreo greșeală în casă, tu o să vii și o să mă ataci. Am spus, nu te pune cu mine pentru că nu ai cum să-mi faci față la care pe care. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.